Bună seara! Frustrant, nu? Pierdeți, nu e frustrant, din nou. Scuzați-mă că vă întrerup, dar deja am ajuns la capătul puterilor, pentru că 6 etape în 2023 și din 6 etape să-mi spuneți dacă este întâmplător sau normal, că atunci o să ridic eu mâna și o să spun da, eu greșesc. Din 6 etape, în brigadă, de fiecare dată a fost domnul Kovács Szabolcs. De 2 ori ne-a arbitrat, de 2 ori rezervă, o dată la VAR. Astăzi au fost o grămadă de probleme de arbitraj. Ne-a bătut CFR-ul, acceptăm înfrângerea pentru că am primit niște goluri pe greșelile noastre. Suntem proștii proștilor. Din punctul ăsta de vedere, suntem proștii proștilor. Dar vreau, atâta vreme cât există arbitraj video, să fie o notă de echidistanță. Pentru că atâta vreme cât se verifică la VAR, nimeni nu ne întreabă dacă nouă ne crapă ceva în cap. Se verifică la VAR dacă a fost penalti, am înțeles că n-a fost penalti, la penalti ratat. La Roger am înțeles că trebuia să se dea roșu la Deac. Plus, l-am pierdut pe Vukcevic probabil 3-4 săptămâni cel puțin, fault criminal. Plus, fault la Milošević. Milošević este de sus până jos cu tălpile. Ce să facem? Măcar să ni se spună, bă băieți, stați cu minți. Și ok, nu e niciun fel de problemă. Noi ne chinuim, facem cum trebuie, suntem pe penultimul loc, ne acceptăm soarta, încercăm să facem tot, dar măcar vrem să fim tratați la fel cum sunt tratate toate echipele. Respectăm CFR-ul, este o echipă fantastică, campioana ultimelor 5 ediții, cu un antrenor fantastic, dar din punctul meu de vedere, astăzi arbitrajul a fost sub orice critică. Până la urmă, totuși ați rămas în superioritate numerică, poate că acolo... Păi ce să facem? Am avut penalti clar. În superioritate numerică. Am încercat, l-am băgat pe Roger, fundaș stânga, trebuia roșu la Deac, l-am băgat pe Postolache, l-am băgat pe Pășcălău, am jucat cu 3 atacanți, la un moment dat erau cu 7 fundași. Am încercat tot ce se putea încerca. Dar în momentul în care ai penalti la 2-1, clar, este frustrant și foarte supărător pentru mine că luăm acel gol de 2-1 în momentul în care începem foarte bine repriza și dintr-o fază fixă pe care am lucrat-o și am spus tot timpul că trebuie să avem control, trebuie să fii responsabil. De-aia vă spun, suntem proștii proștilor, luăm niște goluri incredibile pentru nivelul ăsta. Dar le acceptăm, încercăm să le remediem, dar vrem totuși și partea asta de echidistanță, pentru că eu vă spun, astăzi am crezut că încrapă capul. Pentru că nu se poate, la fiecare fază, chiar așa, la fiecare fază să așteptăm varul. Chiar așa nu mai suntem în stare să arbitrăm un meci și să vedem niște lucruri evidente. Adică am văzut 2 corneri pe care le-am văzut eu de pe bancă. N-au fost. Ok, faultul evident la golul pe care l-au marcat în finalul reprizei. La fel, evident, l-am văzut eu de pe bancă. De ce trebuie să stăm câte 2, 3, 5 minute să ne crape venele, să așteptăm varul? Nu știu, întreb și eu, poate că sunt deplasat, dar acum vă spun, sunt sub influența unui meci pe care nu cred că meritam să-l pierdem la cum s-au desfășurat ostilității. Acum, ca să fac puțin și caz de necaz, dacă acum sunt problemele astea, nici nu vreau să-mi imaginez ce va fi în meciurile în play-out. Pe de puțin, da? Păi vă dați seama, în play-out, un meci care poate fi decisiv, pentru că știți ce se întâmplă? Noi, antrenorii, în momentul în care să spunem că astăzi ar fi fost un meci decisiv pentru clubul UTA, pentru antrenorul Balin, pentru jucătorii ăștia, și se întâmplau greșeli care să influențeze rezultatul și UTA să retrogradeze, arbitrii știți ce fac? 3-4 etape stau și după aia își reiau activitatea. Noi mergem la balamuc, domnilor. De ce mai facem arbitraje video? De ce mai facem cursuri? De ce mai facem? Sunt prietenii mei, am o relație fantastică cu toți. Îi respect, le respect meseria, dar să ne respecte și ei pe noi. Pentru că nouă ne crapă venele în cap. Nu vi se pare că totuși greșelile astea de arbitraj vin și pentru că se pune o presiune parcă prea mare totuși și pe ce ei? Ce presiune? La Chindia am avut gol perfect valabil la 1-1. Penalti neacordat, super evident, la 1-1. Și nu o spun eu. Am fost foarte calm și foarte elegant după meci și ne-am asumat greșelile pentru care am primit 2 goluri și am pierdut 2-1. Dar știți ce se întâmplă? Arbitrii sunt foarte ok, noi pierdem, sunt rezultate viciate. La noi au fost probleme. La FCU Craiova primim un gol care cel puțin este suspect de offside, n-a funcționat varul. Ce confortabil, nu? Ok, după aia Mioveni, ne-am asumat, am fost la fel, a fost un accident din punctul meu de vedere. Apoi mergem la Chindia, un meci pe care trebuia categoric să-l câștigăm. Mergem etapa trecută, din nou probleme. Acum iar probleme. Păi despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Noi vrem să ne facem meseria, vrem să, nu știu, să avem parte de ceea ce merităm, dar atunci când merităm ceva, să fie lucrurile ok, să le și primim. Un coleg de Breaslă l-a spus, bă, dacă ia autul meu, dă-mi-l. La fel și acum, dacă este penalti evident, de ce să nu-l dai? Mulțumesc frumos, seara bună!